Salutări la toți! Se duce încet, încet toamna. Vreau să strâng toate decorațiunile. Am în casă un haos total câteva zile și Sergiu și Ariana nu prea se simt bine. Puțin răcit, Sergiu tușește, nu are febră, dar are o tusă de vreo 2 săptămâni. Ariana câteva zile în urmă mi-a făcut noaptea potită, nu știu ce-a fost asta. Spunea că doare foarte tare urechiușele. Stăm peste tot, sunt termometri. 1, 2 aici. Uitați-vă ce se face. Medicamente, tot așa lăsat. Vreau să strâng tot ce este de toamnă și să mă bag în camera copiilor. Adică să fac puțină ordine în dulapurile lor. Acum vă arăt. Pentru că deja sunt multe hăinuți care Arianei nu-i vin și lui Alex și vreau să le pun deoparte că poate o să mergem la țară și o să le ducem. Noi avem unde da hăinuțele, uitați-vă ce se face aici. Sunt multe, multe în care ei deja nu mai încap în ele. Aici de vară eu le-am lăsat, am aici treabă multă, deci cu lucrurile ei personale, adică cu puzzle și cu jucările, eu nu mă bag și le faci singurică. Alex ieri și-a făcut curat și vreau să văd ce fel de curat s-a făcut în dulapior. Frumos, uitați-vă și de bine. De mult nu și-a făcut el curat, nu știu ce-a pățit și aici e curățel. Aici e nu prea. Vedeți cum le-au pus? Las că vine el de seară acasă. Aici tot e curățel, masa doar trebuie să o șterg, aici tot văd și-o făcut o leacă de ordine și deja în haine, în haine la el tot trebuie să mă uit ce-i vine, ce nu-i vine. I don't wanna stay here, no, ain't gonna keep it low now, if you wanna go, let's wrap it up and hit the road, I just got an awesome vibe, striking the wind up post now. Doar roboțelul și spăl. Am ridicat tot sus, am spălat și tabla, că era vai de capul ei. Așa, tabla, uitați-vă și curată. Zideți cum de seara să înceapă a scripi ea. În dulăpioare i-am organizat frumușel, le-am mai rărit, care trebuie este toate sunt de vară și doar maiourile le-am lăsat aici. Cosmetica, i-am mai organizat și puțin aici. Nu era tare mare dezordine. Așa, hăinuțele toate aici la loc. De la jucării deja și-a face singură. Stingem lumina. Și eu acolo m-am apucat la Alex. Cutia asta e plină cu lucruri, cu haine, cu jucării. După cum v-am spus că el singur și-a organizat ieri odaia, așa că doar eu șterg praful și m-am uitat prin hăinuțe. Are destule, dacă ceva mai cumpărăm spre vară. Aici încă n-am făcut. Vreau să văd ce-i vine și ce nu-i vine. Și deja aici. Aici este de vară, mă ating toate vin. Miuța-i cu mine mereu. Sergiu acuș trebuie să plece. Are basket. A fost vorba să mâncăm pui cu salat. Dar au spus că nu are chef amula mea să mănânce. Se fac 2 tosturi. O să-i fac unul și lui Alex pe drum, înainte de basket. Are o jumătate de oră la dispoziție și un ceai să-i fac. Să mergem să-i ducem tosturile. Miuța, cobori! Salut! Salut! Tot bine? Da. Poftă mare!
Cam tu azi, ca și mine, cam noi slab cu mâncarea. Iată și ajutorul meu, casnic. Eu fără el nu pot. E foarte bravo. Acum l-am pus doar să aspire, pentru că am spăl eu. Dar așa, în general, îl pun aproape peste o zi să spele. E foarte bravo. Scațără peste tot. Simiuța! Miuța deja nu se teme, înainte se temea de robot, acum se joacă cu el. Înseamnă, sine culoră vățelul, sine vrălea mama nezne, sine mama mumoasă. Vreau să mă apuc să fac și în salon. Am vinsat la Alex și covorul, așa vorbesc pentru că am rost bine cu perea. Cum să fac eu gălăgie și cum eu am ies să aranjez paturile? Hai, Miuța. Hai, mami, dă-te la o parte, te rog. Așa dormi cu gust. Mai m-aș culca lângă tine, sincer. Toată lucește și are un miros așa de, stați să mă uit cu ce am spălat, mai am încă în baie să spăl pe jos și gata. M-am chinuit cu covorul ăsta, l-am pus și l-am uscat, că m-am enervat că era prea greu, nu știu dacă s-a luat ceva, da, o leacă, nu prea bine s-a curățat, dar merge, acum și o să-l scot. Dați să vă arăt cu ce am spălat podeaua. Ia că așa am luat din Grecia cu aferia, nu știu, cred că ulei de florile acestea, așa cred eu. Foarte frumos miroase și foarte plăcut și lucește. Eu tot cred că, vedeți cum lucește la mine teracotă, totuși cred din cauza la soluția asta lucește. Au venit acasă, primul. Ce faceți? Da, salut! Salut! Ce faci? Vă jucați? A, mi-e enervată. Sergiu s-a dus la... afară, Sergiu. Face grătar. Nu știu dacă se vede, plouă, săracul și așa de acolo. Sergiu! Frig! Frig, faci grătar? Așa e că vrei carne? Da, da, hai! L-a apucat și pe tăticul să fac cărniță, ai să mănânci cu sălățică? Da. Bine? Mă duc. Mama, închide ușa. Bine. Alex s-a băgat la cadă deodată. E după basket, obosit, murdar. Eu repijor fac pui. Și, adică, pregătesc pui ca să fac și sălățica.
punem sare, condimente, muștar și puțin sos roz. Nu mult, puțin. Așa. Așa și puțin ulei de măsline. Iată și gata cărnița noastră. Pregătesc sălățica. Așa. Grecească. De ce spun grecească? Pentru că în Grecia salata se face bucățile așa, de castraveți, de roșii mari. Noi în Moldova le mărunțim. Așa că și sigur că grecească se adaugă și feta. Și măsline. Nu știu, eu nu spun măsline, că Alex poate să nu-i placă. Sergiu, foame. Poftă mare. O negrită și o leacă găinile așa cum îi place lui. Și sălățică. N-am înțeles. E ceva. Ceva de mâncare. Îi pregătesc și ei mâncare. Eu o să mănânc așa cu tirocafterii, cu sălățică. Noi deja am mâncat toți trei. A rămas Ariancicu, da? Ariana la măsuța ei. Și vreau să-i țin companie, să discutăm până ea mănâncă. Să nu mănânci singurică, da? Discutăm ce-am făcut astăzi. Astăzi ea nu prea a mâncat la grădiniță, că a fost pește. Arianei nu prea-i place peștele, dar mămica ce-a spus? Că peștele-i sănătos, da? Și ce-a mai fost? Piureu a fost? Și Ariana nu mănâncă piureu, da? Dar de ce n-ai mâncat piureu? Că nu ți-a plăcut cum arată? Trebuie era să guști. Era cu... Cu ce era? Cu cartofi, cartofi fierbi și nu-mi place așa. Îți place așa? Bine, mănâncă cărniță. Cum e cărnița făcută de tate? Îți place? E gustoasă? Da? Bravo! Ariana aici mănâncă din sălățică roșii și castravet și piept de pui. De puișor. Și suc din Grecia. Și suc din Grecia. Cum se numește sucul? Motion. Da. Ți-i doar de Grecia? Da? Și de leduța. Și de leduța ți-i doar, dar de Hristo? De Hristo? Și de tante Leona? Și de bunica Lida? Și de nana Tania? Da? Și de Angelus? Și de Pantelis? De toți. De toți? Ți-a plăcut în Grecia, ți place, da? Când noi eram în Grecia, păi m-a zgâriat o pisică aici. Știu, știu. Hai, poftă mare să ai. Mulțumim. Mia mănâncă cu mine, ia uitați-vă. Da, Miuța acolo mănâncă cu Ariana. Îi ține companie Arianei, da? Da. Bravo. Poftă bună, Miuța! Mulțumim. Gata bucătăria. Este gata de a pleca la culcare. Dar am găsit și poamă. Am fost duminică la piață cu mama, s-a luat varză, până la murat. Și am găsit și niște poamă de asta, sortul ăsta muscat. Mie doar acesta îmi place. Și acel care e fără sâmburi. Și chișmiș tot îmi place. Dar muscat e cel mai bun. Caietul de matematică lui Alex. Caietul de limba română. Iată, așa scrie Alex în clasa 3-a. Așa, să vedem ce excelent au primit exercițiu, mai avem încă multe sărbători până la martie. În Moldova am văzut multe sate mari. El își face temele în clasă, doar acasă le verificăm. Ce desenier? Ah, tu copia că acolo a fost a desenat Alex acolo, da? Miuța sus la noi în cap, că așa doarme, da? Ia, priviți. Da, priviți. Mie n-are încotro, pus-o Ariana. Aici ai pus-o tu, cu deasâla. Ia, când a fost ziua lui Alex Iunia, am primit ce a dat să fie așa Lisa și... Da, a primit aici poze, da. Desenim. Da, și acolo este... A, și pozele, da. Video. Corect, de la Sofia. Corect, și Alex le-a lipit acolo. Alex singur își lipește tot aici. Și tu vrei să-l copii pe Alex. Ia să vedem. Ia la dânsă, tu așa ai scris aici? Da. Bravo, Ariana. Ia uitați-vă, acolo a scris Alex, aici a scris Ariana. Ariana, tu ce ai învățat? Am înțeles că ai învățat silabele. Eu am învățat litera asta.
L. L. Da, câte silabe are mama? Ma, ma, doi silabe. Mătasă. Mă, ta, să, trei silabe. Bravo, Ariana, bravo! Ați început a învăța silabele? Da. Și îți place? Da. A, tu acolo vrei să copii fix în fix, bravo! Acolo sunt eu, dați vă arăt. Nu știu, Alex, cu ce ocazie ne-a făcut așa desen. Mama, sora, adică Alex și tata. Tata cu Alex nu se diferă foarte. Ce are fund mare tata sau cum? Dar frumos, frumos, foarte frumos. Miuța sus, pentru că Miuța mereu doarme la capurile noastre. Family, el a scris în limba engleză. Family. Best friends. Friends, mă tingă, da. Aici avem un cartof care l-a făcut Alex la limba engleză la adăugător, unde frecventează. Și foarte amuzant. Interesant. L-a făcut Alex și gurița și da, dinții, da? Da, da, e și voastră cartof. Da. Oh, Miuța, mâncare. Auzit mâncare, o auzi? Noapte bună. Și noi. Noi. Ne revedem. La data viitoare. Pa, pa. Pupici.